Util Ben. Garanția utilajelor fiabile. Una dintre cele mai importante operațiuni pe care trebuie să le efectuăm atunci când pregătim utilajele pentru iarnă este verificarea antigelului. Mai exact, verificarea concentrației de antigel cu ajutorul unui refractometru. Vom începe prin desfacerea bușonului de la vasul de expansiune și, cu ajutorul unei pipete, luăm o mostră de antigel din vas. Mostra de antigel este apoi plasată și analizată cu ajutorul refractometrului. Acest instrument ne ajută să aflăm care este concentrația antigelului prin indicarea temperaturii acestuia. Antigelul excavatorului nostru are o temperatură de minus 5 grade Celsius, iar dacă temperatura va scădea sub această valoare, antigelul va îngheța. Pentru a preveni acest lucru, va trebui să golim jumătate din vasul de expansiune ce conține antigelul cu temperatură scăzută și să completăm cu antigel pur. Ulterior, vom porni utilajul și vom lăsa motorul să meargă timp de 15 minute. După care vom verifica din nou temperatura antigelului. Prin această procedură ne asigurăm că antigelul ajunge la o temperatură mai mare decât cea ambientală pentru a evita înghețul și implicit multiplele probleme care pot afecta utilajul. Util Ben. Garanția utilajelor fiabile.